Fermierii care vor să obțină bani pe renta viagera agricolă aferentă anului 2022 vor solicita viza anuală. Pot semna carnetele până la finalul lunii august prin prezență fizică sau prin împuternicit la sediul APIA Olt. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia până la data decesului poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția depunerii a cererii de moștenitor însoțită de documentele justificative. Deoarece carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu în original, acest tip de cerere poate fi depusă la sediul centrului județean APIA sau transmisă prin poștă. Documentele cu care trebuie să se prezinte rentierii în vederea vizării carnetului sunt carnetul în original, actul de identitate al solicitantului, decizia de la Comisia Medicală acolo unde este cazul, procura notarială sau oricare act dacă vizarea se face prin reprezentant, contractul de arendare și extrasul de cont pe numele beneficiarului. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală până la data de 30 noiembrie 2023 prin mandat poștal sau virament bancar. Plata rentei se va face până la data de 30 octombrie 2023 după finalizarea perioadei de vizare a carnetului de rentă. Anul trecut, în Olt au beneficiat de rentă viageră 465 de fermieri.